România nu-i colonie evrească. Să vă spun ceva. Trece Tauman din România. Dar nu m-ați convins. Lumea în stradă, să lase țara să respire. Nu m-ați convins. Le dau eu o revoluție cum n-a fost nici în 89. Nu m-ați convins că ambasadorul... Totul până la Transilvania românească, domnule Tauman. Nu m-ați convins că ambasadorul SUA poate să... înșele la numărarea voturilor, fiindcă are pârghie. Dar cum s-a dus peste Doan în birou la referendumul pentru suspendarea lui Băsescu și a țipat la el ca la ultimul servitor? Cine, Joana? Nu, Tauman, nu s-a dus peste Joana în șoseaua Chiselet? Spune asta, domnul Joana? Păi, dar nu știm noi. Toată lumea știe, da? Ultimul. Joana o să infirme. Toate sforile le trage acest Tauman, care și-a depășit atribuțiile. E dușmanul numărul unu al poporului român. Deci iată scorul, da? Așa că am... Deci, făcut acest sondaj.